Un scripcar pe acoperiș. Nebunie curată, nu-i așa? Și totuși, aici, în micul nostru sat, în Anatevka, toți suntem niște scripcari pe acoperiș, încercând să interpretăm o melodie simplă, plăcută, străduindu-ne în același timp să nu ne rupem gâtul. O să mă întrebați, de ce stăm cocoțați acolo sus, dacă e atât de periculos? Și am să vă răspund. Stăm acolo, pentru că Anatevka e căminul nostru. Și cum ne menținem echilibrul? Ei, la asta o să vă răspund printr-un singur cuvânt. Tradiție! Avem câte o tradiție pentru orice. Cum să mâncăm, cum să dormim, cum să ne îmbrăcăm. De exemplu, avem tot timpul acoperit și purtăm întotdeauna la noi șeluțul de rugăciune. O să mă întrebați, cum au apărut tradițiile noastre? Și am să vă răspund. Nu știu. Dar avem tradiții. Și datorită acestor tradiții, fiecare știe cine este și ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare. Gândește să aducă casă, pâinea de pe masă, face rugăciunea și e stăpân, căci după Dumnezeu Sfânt, al lui e ultimul cuvânt. Trebuie să mă dubesc eu! Nu!
țar, sigur că există. Dumnezeu să binecuvânteze și să-l țină pe țar. E mai departe de noi. Desigur, în satul nostru mai sunt și ceilalți. Ceilalți care formează un cerc mult mai larg. Înălțimea sa polițaiul, înălțimea sa preotul, înălțimea sa și mulți, mulți alții. Mai nu-i deranjăm de ei, ei nu ne deranjează pe noi. Și-am trăit în pace și armonie, cel puțin până acum. Bă, s-a întâmplat odată. S-a întâmplat odată când ăsta i-a vândut celuilalt un cal, care mai târziu s-a dovedit a fi catâr. Dar până la urmă totul s-a rezolvat. A fost catâr. A fost catâr.